pentru care ați recurs la acest proces? Până la urmă, credem că în România justiția trebuie să facă treaba după lege și nu după comandă politică. Nu vrem inchiziție în România, ci din potrivă vrem să existe un stat de drept și să existe oameni care să se bucure de prezumția de nevinovăție.